În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează Preacucernice Părinte, ca să pot rosti cuvântul de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce au crezut în El. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, creștinii ortodoxi de pretutindeni prăznuiesc astăzi, 4 iunie 2017, pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile sau Duminica Mare. Pentru că pogorârea Duhului a avut loc la 50 de zile de la învierea Mântuitorului, este cunoscută și sub denumirea de Cincizecime. Noi numim această sărbătoare pogorârea Duhului Sfânt, deoarece în această zi slăvim pe a treia persoană a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, care în chip de limb de foc s-a pogorât asupra apostolilor în Ierusalim, așa cum am auzit citindu-se din Cartea Faptele Apostolilor. Cel mai popular nume al sărbătorii însă este acela de Rusalii, nume ce ne amintește de o veche sărbătoare a romanilor, Rosalia, sărbătoarea florilor, a trandafirilor, sărbătoare pe care biserica a înlocuit-o dându-i sens creștin. Sinaxarul acestei zile ne descoperă că Duhul Sfânt nu s-a pogorât numai peste cei 12 apostoli, ci și peste ucenicii Mântuitorului care se găseau atunci împreună cu Maica Domnului în foișorul din Ierusalim. Lecturile din cadrul Sfintei Liturghii din ziua praznicului Cincizecimii, atât din Apostol, cât și din Sfânta Evanghelie, pun în fața ochilor noștri sufletești două semnificații fundamentale ale acestei sărbători. Pe de o parte, este descris evenimentul istoric al pogorârii Duhului Sfânt sub chipul limbilor de foc asupra Sfinților Apostoli și prin ei asupra Bisericii atunci întemeiată și asupra lumii întregi. Pe de altă parte, cuvintele Evangheliei ne înfățișează relația dintre Mântuitorul Hristos, lumina lumii, și Duhul Sfânt, apa cea vie, căci spune Domnul, cel care îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. După cum cel care îl va primi pe Sfântul Duh și îl va face roditor, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Această dublă semnificație a sărbătorii Cincizecimii ne oferă astfel prilejul de a descoperi învățătura creștină privind prezența și lucrarea tainică a Harului Dumnezeesc, sfințitor și desăvârșitor în sufletul creștinului, iar pe de altă parte dimensiunea eclezială sacramentală a dobândirii mântuirii. Sărbătoarea Rusaliilor are astfel un rol fundamental atât în planul mântuirii generale sau obiective, pentru că este momentul trimiterii Duhului Sfânt și al întemeierii Bisericii creștine, cât și în planul mântuirii subiective sau personale, pentru că urmare actului pogorârii Duhului Sfânt și al întemeierii Bisericii, creștinul își poate împropria roadele mântuirii împlinite de Mântuitorul Hristos,
împreună lucrând cu El și cu Duhul Sfânt în cadrul Bisericii, trupul tainic al Domnului. Trebuie menționat aici că Duhul Sfânt nu anulează identitatea sau personalitatea omului, ci o luminează și o îmbogățește astfel încât fiecare persoană umană, prin lucrarea Sfântului Duh, se pune într-o legătură tainică de viață sfântă cu persoanele divine ale Preasfintei Treimi și cu persoanele umane care mărturisesc aceeași credință, formând astfel Biserica lui Hristos plină de harul Preasfintei Treimi. De aceea, în ziua pogorârii Duhului Sfânt peste ucenicii Domnului, se săvârșește și botezul în apă și în Duh al primilor creștini. Cine se botează în apă și în Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, începe o relație și o viață nouă, de comuniune cu persoanele Preasfintei Treimi în Biserica lui Hristos. Drept măritori creștini, sărbătoarea cincizecimii reprezintă împlinirea prorociilor legii celei vechi și a făgăduinței Mântuitorului Hristos. Ziua cincizecimii, ca moment al pogorârii Duhului Sfânt și al întemerii primei comunități creștine, reprezintă actul culminant de împlinire a prorociilor vechiului legământ, precum și a promisiunii Mântuitorului Hristos, făcută Sfinților Săi Apostoli la cina cea de taină, promisiunea de a nu-i lăsa orfani, ci de a le trimite pe Mângâietorul Duhul Adevărului, care să vestească despre El și să întărească lumea întreagă și sufletul uman în efortul de desăvârșire sau sfințire, de înduhovnicire sau pneumatizare, de împlinirea vocației sale originare și anume, dobândirea de pline asemănări cu Dumnezeu sau îndumnezeirea după har. Și a zis Mântuitorul, de folos este ca eu să mă duc, că de nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni. Și iarăși, voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor va trimite vouă Duhul Adevărului care de la Tatăl purcede. Iar după patimă, înainte de înălțare la cer, iarăși a zis, iar voi să rămâneți în Ierusalim până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Deci, făgăduindu-le pe Mângâietorul, acum l-a trimis lor pe acesta. Și iată cum s-a întâmplat. Pe când ucenicii se găseau în foișor, în ziua cincizecimii, cam pe la ceasul al treilea din zi, s-a făcut pe neașteptate tune din cer, în așa fel încât a străbătut mulțimea adunată la Ierusalim din toată lumea. Și Duhul Sfânt s-a văzut în chip de limb de foc, pogorând nu numai peste cei 12 apostoli, ci și peste cei 70 de ucenici. Și aceștia au început să grăiască în limbi străine, fiecare din apostoli grăind limbile tuturor celor prezenți. Astfel, nu numai cel de alt neam auzea pe apostol grăind în limba sa proprie, ci și apostolul înțelegea și grăia limba fiecărui neam. Din pricina aceasta, mulțimea socotea că sunt beți, că neînțelegând cum fiecare apostol poate grăi tuturor în limba fiecăruia, îl socotea pe acela beat. Alții însă se mirau zicând, ce înseamnă minunea aceasta? Aceștia care vorbesc nu sunt oare toți galileeni? Mulțimea adunată la Ierusalim pentru praznic era din toate părțile pământului. Parți, mezi, elamiți, locuitori ai Mesopotamiei, capadocieni, iudei,
din Pont și din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, din părțile ale Libiei și din Cirene, romani, evrei și prozeliți, arabi și locuitori ai Cretei. Așadar, apostolii au fost învinuiți că sunt băuți. Dar Petru, ridicându-se și vorbind în mijlocul mulțimii, a dovedit că lucrul acesta nu este adevărat, aducând mărturie cuvântul prorocului Ioil. Citez: vărsa voi Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vedenii vor vedea, chiar și peste robi și peste roabe voi vărsa Duhul meu. În urma predicii Sfântului Apostol Petru s-au botezat în numele Sfintei Treimi ca la 3.000 de suflete. Dar cine este Duhul Sfânt, iubiți credincioși, pe care îl prăznuim astăzi? Pentru noi creștinii, pentru întreaga biserică, faptul de a ști cine este cel ce s-a pogorât la cinzecime peste apostoli și ucenici este de o importanță capitală. De răspunsul la această întrebare atârnă însă și ființa bisericii. Duhul Sfânt este una dintre persoanele Sfintei Treimi. Este de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, cu care împreună este închinat și mărit. Duhul Sfânt lucra în lume de la începutul zidirii, purtându-se pe deasupra apelor și germinând viața. Sfântul Duh este acela care naște viața sub toate formele ei. Este acela despre care Cartea Facerii spune că după ce a făcut Dumnezeu pe om, a suflat în el suflare de viață. Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi, ne este prezentat adesea în Scriptură prin metafore și simboluri. Suflare de vânt, foc arzător, tunet, porumbel, rug aprins, apă vie, lumină lină, rouă răcoritoare, mireasmă pătrunzătoare. De pildă, la botezul Mântuitorului a apărut în chip de porumbel. Iată că acum la cinzecime apare în chip de limb de foc. La întâlnirea cu samarineanca, Mântuitorul îl numește apa cea vie. De crede cineva în mine, din lăuntru aceluia vor curge râuri de apă vie. Duhul Sfânt este cel despre care sinodalii de la Sinodul II Ecumenic au spus că este Domnul de viață Făcătorul, în simbolul credinței. Duhul Sfânt este cel care pregătește trimiterea și venirea în trup a Fiului lui Dumnezeu. Ia parte la întruparea Fiului, care s-a născut după trup de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Coboară peste umanitatea lui Iisus la botezul său în Iordan și conlucrează apoi cu el în toate actele sale mântuitoare. Duhul Sfânt este cel pe care preotul îl invocă la sfințirea apei sau la sfințirea unei biserici. Trimite-ne nouă pe Duhul tău cel Sfânt ca să sfințească apa aceasta sau biserica aceasta. Sau la sfințirea darurilor, cela ce în ceasul al treilea ai trimis apostolilor tăi pe Duhul tău cel Sfânt, trimite-ne-l și nouă ca să sfințească darurile acestea. Duhul Sfânt este cel pe care episcopii îl invocă atunci când hirotonesc un alt episcop, sau atunci când hirotonesc un diacon sau un preot. Duhul Sfânt prezent în lume sfințește viața noastră. Duhul Sfânt prin care s-au făcut descoperiri prorocilor,
este și puterea sfințitoare de viață făcătoare și unificatoare în biserică. El rămâne permanent prezent și activ în biserică și prin el sporește și crește biserica însăși. Pentru o veche rugăciune a bisericii, adresată Sfântului Duh și anume rugăciunea Împărate Ceresc, se cuprinde o adevărată teologie despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în lume. Iubiți credincioși, ziua de Rusalii reprezintă constituirea bisericii întemeiată de Hristos și repunerea omului pe calea sfințeniei. Prin pogorârea Duhului Sfânt a început o epocă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc. Astfel a luat ființă în chip văzut biserica, adică împărăția lui Dumnezeu pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. S-a împlinit în acest mod țelul final al întrupării, al jertfei de pe cruce și al învierii Domnului. Cincizecimea a fost astfel doar un început al înțelegerii tainei lui Hristos și al vieții în Hristos. Pogorârea Sfântului Duh este însă ceva permanent. Cincizecimea nu s-a împlinit doar o dată pentru totdeauna, ci este continuă. Ea este mai mult decât un eveniment produs cândva în istorie. Este o realitate constantă de care depinde în mod substanțial însăși existența bisericii de-a lungul secolelor. Sărbătorind praznicul, nu rămânem doar la valoarea lui istorică, ci actualizăm evenimentele. Pogorârea Duhului Sfânt a avut o însemnătate covârșitoare pentru biserica ce se năștea la cincizecime, turnând în ea Duh de viață nouă, dar Duhul a rămas până astăzi la fel de prezent și activ în biserică, la fel de important pentru ea ca și în ziua cincizecimii. Teologia ortodoxă, o teologie a speranței și a bucuriei mântuirii, interpretând profundele semnificații ale actului pogorârii Duhului Sfânt și modul sălășluirii acestuia în viața omului, prin sfânta taină a mirungerii, reală cincizecime personală, ne învață că fiecare creștin valid botezat primește prin actul Sfintei Mirungeri plinătatea darurilor Duhului Sfânt, despre care vorbesc atât profetul Isaia, cât și apostolii neamurilor, atunci când ne încredințează că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facere de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea nu este lege. Potrivit acestei înalte învățături de credință, fiecare creștin primește prin taina mirungerii, în mod potențial, dar real, toate darurile Duhului Sfânt, Duhul însuși strigând din adâncul sufletului acestuia, Ava Părinte, adică îndemnând la descoperirea, valorificarea și desăvârșirea lor, prin efort personal, susținut permanent de ajutorul dumnezeiesc. Prin urmare, fiecare creștin trebuie să fie conștient de faptul că Harul dumnezeiesc a revărsat în mod absolut egal și gratuit plinătatea darurilor sau harismelor sale asupra tuturor, așteptând ca acesta să simtă și să trăiască, să experieze și să conlucreze cu ele spre a sa mântuire. În baza actului botezului și în mod deosebit al mirungerii, nu există creștin lipsit de daruri. Dar, din nefericire, există atât de mulți oameni care nu sunt conștienți de darurile primite, lăsându-le din ignoranță, nelucrătoare și ineficiente în viața lor.
În concluzie, iubiți credincioși, să avem grijă Duhul să nu-L pierdem și împreună să rostim această pătrunzătoare rugăciune. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutinderea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin.